mâncarea pregătită pentru noastră și vinul de Horodește. Bine ați venit în satul dumneavoastră de Baștină. Bine v-am găsit. Mulțumesc, dar nu țipe dacă n-ați auzit. Hai, poftim? Mai mult sari, să aveți gust de un pahar de vin. Da. Da. A, sari mai mult, până mai vină. Mulțumesc. Odată ce mergem la tradiție și artă, Pâinea-i sfântă. Bine ați venit. Îmi pare bine de această sărbătoare. Să prezint oaspeții de onoare. Doamna Palinkovici Liliana, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, comitetianca noastră. Domnul Chicu Victor, vicepreședinte Consiliul Raional Călăraș. Genadie Ganea, primar de Obreja Veche, Raionul Fălești. Ceban Petru, președintele satului Horodiște. Primar, cer scuze, am emoții. Stela Ganea Cucu, director educativ din instituția Obreja Veche, Pălești. Janu Maria, profesoară limba și literatura română, aceeași instituție. Popan Ala, învățătoare clasele primare, aceeași instituție. Târcu Ala, învățătoare clasele primare, în aceeași instituție. Mocanu Zinaida, director, instituția Obreja Veche. Doamna Paladi Svetlana, președintele Asociației Neodacii din Strasburg. Domnul Gheorghe Bobeică, consăteanul nostru, coordonator de proiect, Strasburg. Cezara Bobeică, membru asociației. Încă o dată, bine ați venit! Bine ați venit la sărbătoarea noastră, Jocurile Copilăriei, Tradiții și Arte. Cuvânt pentru început, oferim doamnei Svetlana Paladi, președintele Asociației Neodacii din Strasburg. Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați venit să asistați la manifestarea noastră culturală, Jocurile Copilăriei. Îmi spune Svetlana Paladi Bobeică, sunt horodișteană prin soț, că e din Horodiște, eu sunt născută în satul Mileștra unui Sporeni, am lucrat mai mulți ani profesoară de franceză la Liceul Teoretic din Călăraș, sunt stabilită de acum de 15 ani în Franța cu familie, am făcut doctorat pe proverbe, și deci ca specialist de folclor și de proverbe am ținut foarte mult la tradițiile reînviem tradițiile populare. Cu dor de casă și de neam am fost întotdeauna. Venim de acum de 15 ani, deodată de două ori pe an. Dar am organizat în afară de aceasta și la început situl Neodacii, care este un sit internet și pe care vă invit pe toți să-l căutați pe internet www.neodacii.com. Să vedeți ce scriem noi acolo despre bucuriile, necazurile și problemele diasporei. Avem corespondenți din toată Europa, dar și din Statele Unite și din Canada. Am ținut foarte mult să materializăm acest ziar electronic pentru o asociație care la început era familia mea,
apoi s-au adunat prieteni din Franța, s-au adunat prieteni de aici și acum suntem o asociație mare cu ramuri multe. Asociația Neodacii a organizat manifestarea culturală Memoria Neamului. Și o să vă citesc din statutul Memoriei Neamului. Deci, manifestarea Memoria Neamului are scopul perpetuării tradițiilor și obiceiurilor populare, cât și în vederea valorificării creației populare, într-o conservare și promovarea culturii naționale și a folclorului. Prima ediție am organizat în satul meu natal, Milești, Traionului Sporeni, cu genericul A fost odată ca niciodată, și la Bălănești, satul vecin. Ediția a doua a fost dedicată memoriei foametei din 46-47, iar tema manifestării culturale Memoria Neamului, ediția 2014, se numește Jocurile Copilăriei, în care sperăm să reînviem vechi tradiții ale jocurilor copiilor. Trăim într-o epocă unde, din păcate, nu se mai spun povești, nu se mai spun cimilituri, dar nici copiii nu se mai joacă cum ne jucam noi cândva. Jocurile de calculator și tehnologiile moderne au ocupat spiritul, mintea și imaginația copilului modern. Însă jocurile în aer liber sunt jocuri care dezvoltă, este în primul rând mișcare, este explorare, este comunicare între grupul de copii, este și sociabilizare. Și jocul înseamnă observație, imitație, dar și exercițiu și disciplină și plăcere, cum o să vedem astăzi. Prima menționare a jocurilor copiilor de pe la noi este cea a lui Antonio Del Chiaro, care amintea încă la 1718 că copiii valahilor se jucau deja pe atunci încă de-a puia gaia, de-a mingea, cu titirezul, în nasturi de-a baba oarba. La început prevăzusem ca ediția a treia să aibă loc pe rând în satul Corodiște, Raionul Călăraș, și apoi în satul Obreja Veche, Raionul Fălești. Dar ne-am dat seama că am putea să unim aceste două manifestări în una comună, care ar avea mai multe avantaje. În primul rând, deoarece jocul, prin definiție, este o competiție, va fi o competiție dublă între copiii din sat și cei veniți în ospeție. Ar fi interesant să vedem care sunt diferențele, dar și asemănările dintre jocurile din aceste două regiuni. Și sper ca jocurile din satul Horodice, dar și din Obreja Veche, să rămână ca să fie o tradiție, fie că o să fie introduse în sărbătoarea satului cu tema jocurilor copilării sau o să fie secundare, dar ar vrea să cred că ele o să perpetueze. Și, de asemenea, sperăm să punem bazele unei prietenii mari între colectivele de copii și de pedagogi între aceste două sate. Deci vă doresc succes și ca în orice joc olimpic sau neolimpic, cel mai bun să câștige, fără supărare și să ne învățăm unii de la alții doar de bine. Mulțumesc! Sunt sofierii doamne Liliana Palihovici, constăteanca noastră. Dragi copii, dragi învățători, stimați părinți, domnule primar de Obreja, domnule primar de Horodiște, domnule vicepreședinte, onorată asistență, îmi face o deosebită plăcere să fiu în această dimineață aici, la Horodiște, ca pe timpuri, și mai mult ca atât, să am posibilitatea să văd copii care se vor juca în jocurile în care m-am jucat și eu cândva. Am auzit că o să vă jucați de asurcă, m-am jucat și eu. Pe timpurile când eram eu copilă ca voi, nu erau calculatoare. Poate și erau ele pe undeva prin America, dar în Moldova nu erau la dispoziția fiecărui copil. Să știți că astăzi veți avea o zi foarte frumoasă. Astăzi este o zi când cei maturi care vă învață pe voi la școală, care vă cresc pe voi, vor avea emoții exact ca voi. Cum voi le aveți ca copii, ei vor avea emoțiile lor din copilărie, a jocurilor copilăriei. Veți avea o zi în care veți învăța mai multe despre tradițiile noastre populare, veți învăța mai mult despre copilăria părinților voștri, veți învăța mai mult despre Moldova. Eu vă îndemn după această sărbătoare, după acest concurs, în mahalalele voastre, să faceți și voi așa concursuri asemănătoare. Să vedeți cine este cel mai bun la oină, cine este cel mai bun în jucatul de țurca și în alte jocuri interesante. Sunt sigură că toți voi aveți astăzi de câștigat. Vă veți face prieteni noi, veți cunoaște
Cei de la Obreja veți cunoaște un sat nou din Moldova. Și totodată, la sfârșitul acestui eveniment, și voi și învățătorii veți primi diplome de participare și cadouri, pentru că ați fost bravi, curajoși și veseli. Eu vă doresc să aveți o zi frumoasă și distracție plăcută în continuare. Vreau să mulțumesc și doamnelor directoare de instituții de învățământ pentru faptul că au susținut inițiativa Asociației Neodacii de a crea o sărbătoare pentru copii în această zi. Să mulțumesc învățătorilor care și-au întrerupt vacanțele lor și au venit cu copiii, s-au pregătit pentru acest eveniment. Și cred că merită toate aplauzele noastre și cei din Asociația Neodacii, doamna Svetlana și domnul Bobeică, pentru inițiativa pe care au dezvoltat-o, ideea pe care au dezvoltat-o la Strasburg și au venit să o implementeze aici cu copiii și învățătorii din Horodește și Obreja Veche. Numai bine și mulțumesc pentru această inițiativă. Cred că o să dăm start jocurilor. Oaspiții, vă rugăm să vă faceți comod. Copilărie este foiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile finite și la care omenirea aleargă fără încetare, să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune, spunea Francesco Orestanu. Într-adevăr, câte reușim să facem doar în copilărie, câte reușim să vedem și să înțelegem din acest castel în care regii sunt copiii. Copilărie e începutul tuturor începuturilor, începuturilor primelor zile de viață, începuturilor primelor iubiri și a primelor prietenii. Miracolul oricărei copilării este că oricât de apăsătoare ar fi împrejurările în care se petrece, sufletul copilului păstrează o inocență sub atingerea căreia totul împrumută ceva din farmecul unui bal. Și chiar dacă odată cu trecerea anilor inocența se va pierde, ceea ce rămâne va fi memoria intactă a întâmplărilor trăite în acea vreme. Copilăria este o lume dulce, duioasă, lină, fermecată, în care orice îi se poate întâmpla. La vârsta sa sunt din cei mai împrăzează Dumnezeu. Deci se întâlnă oriunde cu balarul și a plecat. Răzbrezii care au răzit la balar, trei prințești. Ne credem vrăjitori și totodată credem în sacul moșului plin de jucării. Credem în iepurașul de Paști, care ascunde ouă de ciocolată frumos colorate în iarbă. Sau ne sperim când auzim că vine Bau-Bau, dacă nu dormim. Cine nu s-a jucat măcar odată de avați ascunsele, șotron, elastic sau țară-țară, vrem ostaș. Acestea sunt doar câteva dintre jocurile pe care poate generațiile de acum nu le cunosc. Dar să vedem ce jocuri știu copiii învățați la părinți, bunici și străbunici. Dar unde sunt copiii oare? Oh, my God.
Copii, hai să ne jucăm! Ascultați jocul meu! Se pun toți copiii în cerc și trebuie să meargă pe cer și să zică: mere spânzurate, în copac legate, care cade jos, acela-i vermănos. Și trebuie să pui toți copiii în chilostrii și care cade jos, apoi acela-i vermănos. Iese din joc. Haideți să încercăm să ne jucăm. Copilării sunt ani. Mere spânzurate. Mere spânzurate. Din copac legate. Care cade jos. Acela-i vermănos. Așa, dăm cuvântul oaspeților noștri de la Obreja. În toate satele a existat cândva un variat și frumos teatru verde. Îi zicem teatru verde pentru că actorii erau copiii și tinerii din sat. Iar scenele erau pline de voie bună și orgoliu cultural era jocul vesel și nemuritor al copiilor. Așadar, să încercăm împreună cu prietenii noștri, pe care îi invităm pe toloacă, să ne întoarcem la rădăcinile jocurilor părinților noștri și la jocurile noastre de astăzi. Lor. De câte am aflat, jocul nostru numit Mingea în Țarc este unul dintre cele mai vechi jocuri, rădăcinile lui pierzându-se în adâncurile copilării omenirii. Personajele sunt doi copii care stau la bătaie, doi copii care stau la pascari. Atributele jocului sunt o minge cusută din cârpe, două lopățele din lemn, marcarea terenului, formarea grupițelor care se numeau râie. Regulile jocului sunt: copiii cu lopățele trebuie să stea cu călcâiul în râie, bătând mingea. Pascarul trebuie să stea în spatele lor, începând jocul, aruncând mingea. Dacă mingea cade la pământ, copiii cu lopățele aleargă spre centru, pascarul aleargă după minge și trebuie să reușească să fixeze în gaură, în râie. Și astfel se schimbă cei de la bataie. Dacă durata jocului depinde de jucători. Teoretic e corect, dar să vedem cum stau lucrurile în practică.
Onorată asistență, dragi copii, stimați oaspeți, am o deosebită onoare să vă aduc cald mulțumiri pentru organizarea acestei activități la nivelul cel mai înalt. Aș vrea să mulțumesc direcției gimnaziului liceul Horodiște, care mi-a primit cu atâta ospitalitate. Vreau să mulțumesc organizatorii neodacii care au inițiat acest proiect. Vreau să mulțumesc doamnei Stela care ne-a organizat, cucu Gania Stela care ne-a organizat pe noi toți acei de la Obreja împreună cu copiii, profesorii, învățătorii, domnul primar, și am avut această ocazie să vă vizităm astăzi, să ne jucăm împreună, să colaborăm împreună, să învățăm împreună și să ne amintim de jocurile copilăriei. Să fim până la adânci bătrâneți, copii în suflet și în inimă. Și sper că nu se va opri aici, probabil o va avea ocazia să vă invităm și la Obreja, poate eu știu cu altă ocazie, vreodată. Deci tuturor vă mulțumesc și zic că nu-mi pare rău că din contul chiar și colegii mei profesori sunt concediu, le mulțumesc și mă închin foarte mult că s-au jertit zilele de concediu, au venit la școală, au jucat copiii, au învățat jocuri interesante și s-au prezentat bine astăzi. Deci vă mulțumim și închinăciuni. Nu înainte de a intra într această minunată sală unde vă așteaptă bucate foarte gustoase, pregătite de horodișteni și de membrii Asociației Neodace, v-aș ruga să facem o fotografie sau mai multe fotografii de grup. Sunt așa de mult și așa de frumos, cred că o să mai fim, dar nu chiar în fiecare zi. Mai suntem copii, mai avem o sarsă tradiție ca Obreja, să ne adunăm